Ian. Bună seara. Da, într-adevăr, ne așteaptă un meci greu în Ghencea, cu CSEA. Ne dorim să câștigăm, ne dorim să mergem pe acest drum și să ținem, să facem 6 puncte. Cum e să folosești microfonul, te rog? Cum e să joci în Ghencea împotriva Stelei, să joci practic în derby? Până la urmă, Steaua Rapid e un derby. Indiferent că ei sunt în Liga. O să fie foarte frumos, cu public foarte numeros. Pentru mine, unul personal, nu consider pe Steaua din Liga 2 Steaua adevărată. Duminică o să fie derby adevărat. Da, pentru galerii o să fie un spectacol, pentru că s-au despărțit galeriile Stelei și pentru ei o să fie un derby. Dar se simte atmosfera asta așa mai încinsă, că aveți două meciuri de foc. Da, îți dai seama, se simte. E un meci, cum am spus, un meci de cupă, care ne dorim să-l câștigăm. Voi cum sunteți acum? Bine, după atâtea meciuri fără înfrângere? Sunteți la al 9-lea meci, parcă fără înfrângere deja. Da, da, e al 9-lea meci. Ne dorim să mergem pe acest drum. Ne dorim să continuăm această serie și, cel mai important, cum am, mă repet, să câștigăm. Personal, cum sunt meciurile astea pentru tine, cu atmosferă, cu galerii încinse? Îți plac? Te motivează suplimentar? Pe orice coleg de-al meu și pe orice jucător, cred că îl motivează să joci cu stadionul plin, mai ales când ai și asemenea galerii în spate, va fi un meci frumos. Favoriți sunteți voi mâine seară? Normal că suntem favoriți. Favoriți suntem la fiecare meci și ne dorim să le câștigăm. În ultimii ani nu s-a mai pus atât de mare accent pe Cupa României. S-a schimbat ceva acum? Nu știu cum a fost în ceilalți ani când am fost eu aici. Acum, de când sunt eu aici, ne dorim să câștigăm și Cupa, ne dorim să mergem bine și în campionat și, dacă se poate, să câștigăm și campionatul. Sunteți puțin urmăriți și de ghinion, după Rahmani s-a accidentat și Petrila, rămâneți așa fără cât un jucător important. Da, sunt doi jucători foarte importanți, cum am spus. Ce să spun, ceilalți care îi vor înlocui, sperăm să o facă cu brio și nu avem ce face. De-aia avem un lot numeros și ne dorim să joace bine cine va intra în locul lor. Iulian, la FCSB ai împărțit mult timp vestiarul cu jucători tineri. Aici, la Rapid, cumva e altfel și ai colegi în defensivă, Săpunaru, Dragoș Grigore. Ce ai învățat de la ei? Sau ce ți-au spus? De te-au ajutat, poate? Ai multe de învățat de la fiecare și de la Cristi și de la Grig.